Bulgarii se află în lupta pentru titlul de vicecampion mondial și prind foarte bine pe cele trei sectoare. Ei au deplasat la Cupa Rig, antrenamentul oficial din această vară de pe lacul Corbu, 5 echipe care și-au făcut o idee exactă despre pescuitul în regim de concurs. Mai mult, între Cupa Rig și campionatul mondial, bulgarii au mai venit în România și pentru un antrenament suplimentar. We have more impression because we have participated in the Rig Cup this year twice, in the spring and in the August, I think. So we have a little more information than this event especially. We already know the situation on the lake. It is very specific kind of fishing, and especially for this year it was very important to have the right bait. So more or less we are ready for this competition. We use Romanian bait, which is proven already in the Rig Cup here, and that's why I think we have good results for the moment. In the morning we were at fifth place. We have second place in C sector and third place in B sector, and right now we try to catch up in A to go a little bit higher. I hope to manage to do that. În cazul cel mai probabil în care Bulgaria reușește să prindă podiumul pe națiuni, vom asista la prima medalie CIPS a vecinilor noștri de la sud de Dunăre. Este foarte interesant că țările din fostul bloc comunist au început să domine competițiile crapiste internaționale.